La moment, primăria Lozva nu dispune de un serviciu comunal de întreținere a drumurilor, de amenajarea gunoiștii, de desfundarea canalelor de scurgere a apelor pluviale din localitate. Problema e că după fiecare ploaie, drumul este foarte desfundat și când mergi la magazin sau la spital, vii întotdeauna cu picioarele ude și... Străzile sunt pline de noroi, deșeuri sunt peste tot, noi doar vrem o localitate mai curată. Rezolvarea acestor probleme este foarte complicată, neavând tehnica specială. Primăria Comunei Lozva, în parteneriat cu programul Migrație și Dezvoltare Locală, implementăm inițiativa de procurare a tractorului multifuncțional. Deja avem 90% din finanțare, mai avem nevoie de 10% din partea dumneavoastră. Mulți suntem plecați din sat. Ne aflăm probabil pe toate meridianele globului pământesc. Dar satul continuă să-și rezolve problemele și a venit timpul să contribuim și noi la soluționarea problemelor care există în sat. Deja am reușit să facem multe lucruri frumoase cu ajutorul lozovenilor. Sperăm în continuare să facem la fel lucruri bune și frumoase. Eu sunt gata, spun umărul și contribui la rezolvarea acestei probleme. Vă îndemn pe toți să contribuim pentru a avea un sat mai amenajat, mai curat. Cu drag, pentru acasă.